exemplu de bună credință care l-am avut atunci când am inițiat această parte a ședinței în care se referă la învățământ. Peste 100 de elevi urmează să nu aibă unde locui. Va trebui să discutăm dacă deschidem sau nu internatul de la Petor. Asta însemna să căutăm o cale ca împreună cu Consiliul Județean să găsim o soluție pentru acest copil. Dacă nu, o să ne hotărâm în septembrie și atunci de azi pe mâine va trebui să realizăm condiții de locuit pentru peste 100 de copii. Toate aspectele care au fost legate de învățământ voiam să găsim legat de posibilitățile primăriei la ora actuală, pentru că nu suntem absurd, știm că un buget s-a votat în urmă, dar să găsim soluții pentru prioritățile care, cu care trebuie să înceapă anul școlar. Deci nici o clipă nu am vrut să ne legăm de aspecte formale, ci noi am considerat că buna credință este și de partea noastră și de partea celor instituiți din primărie. Felul în care mi s-a răspuns a fost, dacă vreți, pentru mine cinic. Și când e vorba de copiii unei comunități, cinismul nu are ce căuta. Puteam să găsim și alte aspecte formale care nu erau îndeplinite, dar nu știu dacă ar fi ajutat copiii din media și părinții copiilor din media.